A fost lansat programul social Hai la Băi. Astfel, agențiile de turism le propun pensionarilor sejururi în stațiunile balneare la prețuri mici. Pentru 6 zile de cazare cu pensiune completă și 5 zile de tratament, vârstnicii trebuie să plătească mai puțin de 700 de lei. Organizația Patronală a Turismului Balnear din România și Asociația Națională a Agențiilor de Turism au lansat miercuri programul social Hai la Băi, ediția a doua. Tariful pentru un pachet de 6 zile cazare, 6 nopți cu pensiune completă, minim 5 zile de tratament, 2 proceduri pe zi și o consultație medicală la sosire pe baza recomandării medicale, este de 575 de lei de persoană, cu loc în cameră dublă la un hotel de 2 stele și de 650 de lei de persoană, tot cu loc în cameră dublă la un hotel de 3 stele. În ultimii ani, agențiile de turism și-au îndreptat atenția și către vârstnicii cu venituri mai mici. Așa s-a ajuns la implementarea unor programe sociale cum sunt și o săptămână de refacere în stațiunile balneare și de cadă balneară. Pentru acesta, termenul limit a fost prelungit până pe 30 iunie. Să asigurăm serviciu într-un hotel de 2 stele, într-o stațiune balneoclimaterică, la un preț foarte rezonabil. Cert este că mulți vârstnici nu au avut până acum curajul să treacă pragul agențiilor de turism și au venit să obțină un sejur balnear tot la Casa Județeană de Pensii. La o agenție de turism știți cât ați plătit pentru o vacanță la Băi? Păi mult mai mult, triplat, dar nici nu mă interesez că n-am bani. Programul social Hai la Băi se derulează în perioada 15 iunie-15 septembrie și se acordă gratuitate la cazarea copiilor până la 12 ani în camera părinților.